Bine te-am regăsit la o nouă lecție de genetică. Astăzi vom vorbi despre transmiterea ereditară a unor boli genetice, a bolilor determinate de gene recesive situate pe heterozom. Pe parcursul lecției vei putea descoperi modul în care se transmit aceste boli, în urma rezolvării situației problemă pe care ți-o propun. Hemofilia este un exemplu de boală determinată de o genă recesivă situată pe cromozomul X. Aceasta este o boală foarte gravă, caracterizată prin hemoragii prelungite, necontrolabile, care pot duce la pierderea vieții. Rezolvă situația problemă, argumentează fiecare răspuns al cerințelor și formulează concluziile. Gena pentru hemofilie se moștenește pe linie maternă la băieți și pe linie paternă la fete, la acestea boala manifestându-se numai în stare homozigotă.